A, uitați-vă ce înseamnă să fii șmecher. Așa arătat. Așa arătat. Pune mâna la muncă. Arde calorii. Salve șacalilor, ce faceți? Oficial a venit momentul ca fratele meu să fie sclavul meu 24 de ore, bă. Parcă n-a fost 16 până acum. 24 de ore, bă. Ce tare vorbești. Mai țineți minte ce s-a întâmplat când eu am fost sclavul lui? Un masaj cu apă căzuță la bă, picere. Bă, du-te-mă de aici. Bă. Parcă ai zis și un tricou de ăsta, un polo de ăsta. Dar sunt, dar ce faci, dar sunt, ia-te. V-am zis că dacă se fac 50.000 de like-uri, el va fi sclavul meu. Acum, dacă se fac încă 50.000 de like-uri, o să mai fiu încă o dată sclavul. Mai frate, Că să mai stai. Pentru mai multe secvenții care nu apar pe clip, trebuie să ne urmăriți pe Instagram la Ron Niculeș și la Ron Deni Ștefan. Iar acum să citim contractul de sclavie. Vedeți aici contract de sclavie? Se atestă faptul că Deni Ștefan, aka Deni Ștefan, va fi obligat prin lege să îndeplinească toate dorințele bossului Snic Luci, fără drept de apel. Data și semnătura, te rog frumos, semnește tu aici. Frumos, așa? Unde, acolo, da, așa semnează. Ce semnătura e așa? S-a semnat contractul de sclavie și să începem. Bosulică, ia să vezi tu cum e treaba. Rata, te rog frumos să-ți pui șorțul rușinii pe tine. Reagă frumos și oficial ai devenit. Când ai legat șorțul ăla, oficial ai devenit sclavul meu. Așa, Rata, dar mi-e bine că a fost, ți-ai zis până la buric. Bine ai venit, sclavule. Bine ai venit, sclavule. Bă, nu știu dacă știi, dar aici e un compartiment secret. Și am ceva pentru tine. Bun, hai să te muncesc atunci. Ratat, pentru că și tu m-ai luat ușor. În timp ce vorbesc, aș vrea să-mi faci un ușor masaj. Aici, bă, fă masajul. Așa, fă masajul, așa. Iar în timp ce îți dau, ușor, ratatule, e masaj tailandez. Deci pentru fiecare greșeală, încă ori în plus de sclavie. Pentru că m-ai luat ușor, vreau să te duci să-mi aduci un pahar cu apă rece. Iar în timp ce-l beau, să devii scaunelul meu pe care să-mi întind picioarele. Ratat, te rog frumos, și tu m-ai luat ușor, du-te și-mi adu un pahar de apă și devii scărița mea pentru picioare, ca să-mi odihnesc și eu tălpile mele puturoase. Îți dau o gură de borș dacă vrei, o gură de borș. Păi cum, bă, el m-a muncit, eu să nu-l muncesc, păi ce să nu-l muncesc? Ratat, mai repede, bă! Ia uite-l pe ratat, așa, ratat! Te duci el. Bun, două ore. Două ori în plus de sclavie. Doamne, ce bine este să fii rege, m-aș putea... Dacă ai schimbat în el... N-am schimbat, chiar n-am schimbat și testez. Nu a testat! Ratat, vreau altă. Ratat, adun paharul. Ratat, gata, te rog frumos, adun paharul. Punem niște morțari pe televizor, așa frumos. Ia zi, bun apa! Ia să vedem dacă... Ia pus are. Ratat, vezi măsuța asta aici unde am picioarele? Nu-mi place că mă jenează aici la călcăie. Așa că te... Hai, te rog frumos, așează-te aici că nu. Nu pot să cred că m-a crescut mama așa și mi-a dat de mâncare, a avut grijă de mine. Să vină un căcat de ăsta. Să-și bată joc de mine. Puturos, gata, boss, gata, ce te ambalezi așa? Ratat, trebuie să vii, deci așa. Ratat, asta e umilință. Ratat, umilință. Te-am spălat între degetele de la picioare, ratatule. Să facem 50.000 de like-uri, că-i bine tu. Așa, hop, așa, ia uite. Aaa, ce ghinii, domne. Măcar nu ce mi-e masaj. A, uitați-vă ce înseamnă să fii șmecher. Așa, ratat, ridic ușor spatele ca să-mi faci masaj așa. Să ridici așa ușor spatele să faci masaj. Bă, ratat, așa gen să mi se ridice picioarele. Acum, ratatule, că mi-ai făcut și masaj și am băut și apă, aș vrea, te rog frumos, și spun acum cu toată sinceritatea. Bă, știi că am venit de la București, da? Hai, te rog frumos, calcă-mi și mie tricourile, bă, țărane, bă. Hai, nu fii țăran, pune mâna și calcă-le așa. Dacă cum... le dau foc, nu-i vina. Cum le calcă măta, hai, te rog frumos. Te-am și rugat, ești slab și te-am rugat, hai. O aduci masa de călcat, o pui și pui fierul în prins și încalci tricoul. A, păi cum? Că eu șef aici la bani. Păi cum îți spui tu mie ce să faci? Nu, că eu sunt șef aici. Alții au făcut masa boschetar, pe mine m-au făcut mama boss. Așa că faci cum spun eu. Bravo, căcat, așa arătat. Așa, tindi masa. Calcă, sclav. Ia uite ce știi, bă, nebunule. Bă, de casă, uiți, de luat. Ai muncit la casă. Ai grijă că-mi rămân cute. Ratat, dacă mai sunt pe rată, îți frec un pierd ăsta de călcat în cap. Ratat, îmi rămân cute. Doamne, tare bine să stai așa, să ocupe altul de tine. Eu mă filmez, mă doare la banană, beau apă, mi se face masaj ăsta. Păi îmi calc aici. Puturoasă, ai grijă cum faci, nu fi ratat, calcă-mi frumos, trigou, de congediez. Hai, ratat, așa, ultima călcare, așa. Bă, tași că-mi fac treabă bună, asta ultima vreau să zic. Așa, bă, bravo, deci, așa. Deci, atacă, trebuie să-ți fac și mânecile, că bravo. Aici contează și mai mult. Ratat, bă, așa, da, bravo. Bă, să-i fierbinte la cât de curat e.
Hai, dă-l să-mi braț, dă-l să-mi braț. Am zis că filmăm din mașină următoarea secvență, dar cea mai mare greșeală, mi-am parcat mașina că nu mai aveam locuri de parcare peste o canalizare, mă, bă, știi cum era în mașină, mă? Pute, mă! Pentru că e sclavul meu, te provoc să ieși din mașină să astup canalizare. Ratați și ce vreau să faci următoarea dată pentru mine? Te duci îmbrăcat exact așa ca un sclav și vreau să te duci să-mi cumperi un ecler, da? Un ecler? Da, dar te duci așa îmbrăcat în sclav și ceri un ecler. Te duci, da? Da, mă duc. Bun, dar datule, ai bani la tine să-mi iei ecler? Unde ții? În marsupiu. În marsupiu, asta vă ca cangurii. Bun, ratatule, iei ca... Deci pentru că e sclavul meu, iei camera cu tine. Mă mai dai și afară din magazin și mă faci și du-te și cumpără-mi ecler! Du-te și cumpără-mi ecler! Deci fă și mie asta. Ce? Du-te cu ăsta! Ia auzi, dai, dai! Ce ratat, uite la că la el, bulangiu, ce să iei la că... Mă gândesc eu eclerul ăla să las așa o mică dinet. Așa, o mică din egen acolo pe el, da. Era odată un ratat, cel chema Lucian. Măcar din dădea cardă, să-mi iau și un ciubuc. Pe rămâna. Da. Dar ți-e și eu vreau frumos un ecler. Mulțumesc. Asta-i ciubuc. Ciocolata este, da? A, da, ciocolata, vă rog. Ne filmezi? Poftim? E o prietă, nu-i... Aha. Mulțumesc, coi și bănuiesc, rămâna. Pentru asta e clear, o să aibă o mică mostră de ADN. Mă calcă mașina, ratat, știu și eu, stai. Mașina, bă. Poftim? Te calcă mașina. Poftim. Așa a ratat, păi mi-era fomică, v-am de clear. Să mă urinez. Cum a fost ratat să bătăia joc de tine? Mă pui de leșez mai restul. N-avem. De restul. Nu există. De restul. De restul ratat, sclavul de restul l-am părat. Îți dau un leu să mi-l dai înapoi. Dacă îți dau un leu, mă mai las pe o gură? Da. Dacă îți dau un leu, mi-l dai înapoi? Da. Poftim. Dacă îți dau un leu, mă mai las pe o gură? Da. Ratat, acum pentru că ai păpat, trebuie să mergem să facem un pic de sport, da? Să ardem caloriile, ratat, da? Ratat, ești pregătit? Pentru? Cum adică pentru ce? Păi începem sportul, ratat. Vezi părticica asta de aici, ratatule? Vezi terenul ăsta de fotbal? Ei bine, ratatule, trebuie să alergăm. Și prin să alergăm, mă refer, să alegi doar tu. Ratat. În primul rând că mor de somn și al doilea rând abia am mâncat. Ratat. Nu mi-ar de, mă, deci îmi dau shortul ăsta jos. Pune-mă să se ridică a patru să decea, să mă duc să ai semnat, așa că dă-te jos din mașină. Și eu o să încerc, nu o să alerg cu tine, o să te filmez din mașină ca să vedem dacă alergi bine. Hai dă-te jos. Ieși din mașina mea. Ieși din ratat, ești așa. Treci ratat la muncă. Hai, n-auzi? Hai ratat la muncă. Hai ratat la muncă. Hai ratat la muncă. Ratat? Ratat, unde ești? Ratat! Trezirea! Ratat! Ratat, hai sus și treci la alergat! Hai sus! Acum o iei încolo! Uite la ce-a făcut! O iei încolo, hai la muncă! Așa, ratat! Așa, da! Așa se face treaba! Pune mâna la muncă! Arde calorii! Pune mâna și muncește! Caloriile nu-ți ard dacă nu alergi! Așa ratat. Ratat, cred că ai muncit destul și o să te las un pic să te odihnești, da? Și cred că încheiem acum cu toată sclavia asta. Nu, no, încheiem, că mai e, mai avem timp. Te mai las acum. Eu ce mi-ai făcut mai julit. Orice sclav are dreptul la un pic de pauză, asta e drept. L-am muncit, nu glumă, dar așa și trebuie, că și el m-a muncit. Bă, te-am spălat, te-am lins între picioare, bă, te-am spălat, ți-am făcut manicura, pedicura, bă. Bă, ratat, trebuie să le explici și oamenilor cât de băiat am fost, bă, aseară l-am lăsat, bă, în pace și uite că am uitat să mai filmez și-o trecut o zi, bă, dar pentru că ieri ai încălcat mai multe reguli, bine, am zis că se mai adaug încă 3 ore, deci mai avem încă câteva ore în care ești sclavul meu, bă. Mă, adică, bă, încă o oră. Ratat, mă, în 2 ore, mai sunt 4-5 ore în care mai e sclavul meu. Așa că pentru că ieri te-am iertat, pentru că ieri te-am iertat și nu te-am mai pus să faci atât treabă, ai telefon la tine? Da. Bun, deschide Instagram-ul. Deschide, ratat, Instagram-ul, așa. Pune un contrast, pune o poză neagră. Iar acum sclav scrie așa, sniculețe regele meu. Ai, și no, îl pup și îl stimez toată viața. Ratat, acum nu mă interesează. Ratat, arată-mi telefonul acum. Bă, asta e milința supremă, ratat. Bă, ratat, sniculețe regele meu. Te-am masat, nici nu știu ce. Cât voi trăi eu, îl pup și îl stimez. E un boss de boss adevărat acum. Pune mâna și scrie. Hai. Ai, da, Aron Niculeț, așa, da. E regele meu. Bă, ratat, e regele meu cât voi trăi. E regele meu cât voi trăi. Îl pup și îl stimez. Îl pup și îl stimez, scrie acolo. Îl pup și îl stimez. E un boss de boss adevărat.
Ia să vedem, ia, Sniculețe, regele meu, cât voi trăi. Îl pup și-l stimez, aibă că se duce focusul. E un boss de boss adevărat, ia uite aici. Așa, bă, și acum știi ce mai faci? Știi ce mai faci? Ia, zici ce mai fac, îmi schimbi și tu numele. Pui emoticon de ăla cu două mâini, așa, gen de alea de rugăciune. Așa, 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 bravo. Acum, hai, stai așa să filmezi. 3, 2, 1 și postează-l. Nu poți crede. Bravo, asta e umilința. La datele mă simt bine așa, că acum simt și eu, că parcă sunt, bă, parcă sunt rege, bă. Te, pentru că e sclav, meu, te duci acum la supermarket și îmi cumpere o coroană să mi-o pun pe cap. În primul rând că nu găsesc și am doar pentru capul ăla mic și prost nu găsești. Mare și deștept sunt eu. Deci pentru episodul următor să lăsați în comentarii, bă, ce să fac eu pentru el sau ce să fac el pentru mine. Idei de astea, bă, pentru sclavie, da? Eu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Încă două chestii micuții și promit că te las să termin cu sclavia, ratatule. Te rog frumos. Masează și mie pernuțele astea, te rog eu frumos, hai, masează. Astea-s pernuțele. Hai, păi da, mă, masează-le așa. Așa, ratat, ușor că mă gâdi, ratat mă gâdi. Ratat, ca să te lasă în pace cu contractul de sclavie, trebuie să... Îmi împletești părul de pe picioare. Da, ești pe invers? Ratat, împletește părul de sclav. Hai să pun telefonul. Bă, mă, pișcă, ai grijă! Sclavule, ce ești, mă, pișcă! Păi trebuie împletit frumos, bă, ratat. Așa, ratat. Păi așa-i trebuie când s-a pus cu mine și m-a făcut sclav, acum eu îl fac sclav pe el. Mai mult așa scoate niște cuvinte, dezimonetizează videoclipul, nu de altă. Ratatule, pentru m-aș că... M-aș primesc, fac onorul. Bine, hai te pentru că în final ai fost băiat bun, ai aici contractul de sclavie și te lasă te ușor rupe, ratat, ai fost un sclav bun. E supărat din el, tu vezi la păi pentru că e pergamen sacru. Ratat oficial, nu mai e sclav. Dă-mi să mă urinez pe canalul tău. Ratat, cum a fost? Rățu, cenicule. Mă omori. Valetule. Vasal. Mi-a fost vasal ăsta. Ești vasal. Toți sunt fii vasal de acum. L-am muncit o leacă pe ăsta, l-am lăsat o leacă, ce-i drept așa. Mai... Se putea mai bine, dar mai să lăsați în comentarii. Să-mi dați un follow pe Instagram dacă vreți să mai facem un clip de genul la Sniculeș și la Dani Ștefan. Instagram nostru în descriere. Și ce să zic, ratatule, cam ăsta au fost. Hai că bărbații nu dau mâna de jos. Bărbații se ridică când dă la mână că ești sclav. Trege dacă ai fost. Ce să vă mai zic, beța, pe multă faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Noi v-am pupat. Bam, bam!